Prețurile apartamentelor au crescut brusc în ultima vreme, iar în prezent acest subiect alimentează discuții aprinse în societate. Cum se stabilește prețul unei locuințe în funcție de zonă, dar și de ce în alte orașe mari din țară apartamentele sunt mai ieftine decât în Chișinău, ne va spune expertul imobiliar Eugen Țurcanu. Bine ați venit în platoul Telemagazin. Bine v-am găsit. Pentru început, haideți să înțelegem cum este stabilit prețul locuinței în funcție de zonă. De ce se stabilește? Deci cum este stabilit prețul pentru un imobil? Cred că dumneavoastră vă referiți la prețurile de piață. Prețurile de piață, cele exact. Care, da, prețurile care noi le vedem în anunțuri publicitare, care le vedem pe internet, pe platforme internet. Acel preț este prețul de piață. De fapt, evaluatorii imobiliari cunosc mai multe prețuri și mai multe metode de calcule. Prețul care îl vedem de obicei este prețul de piață sau prețul de listare, prețul de cerere, prețul care îl doresc să-și obțină proprietarii imobililor. Cum este stabilit? Bineînțeles, este un raport între cerere și oferte și este dictat doar de instrumentele pieței. Instrumentele pieței care sunt inclusiv acea cerere, acea ofertă care este acum mai mică, mai puțină, mai slabă, ceea ce ne arată și prețul, creșterea prețurilor și, bineînțeles, costul materialelor și criza această logistică care am avut-o acum începând cu războiul care s-a început în Ucraina și toate rețelele astea care le-am avut, puțin am avut o criză chiar și în prețuri la materiale de construcție, pentru că foarte multe vin din export. Din cauza aceasta au fost și creșterea lor, și lipsa lor, și, bineînțeles, asta tot nu putea să nu influențeze prețurile la metru pătrat. Bine, dar criza, pentru că am mai discutat pe acest subiect atunci când vorbim despre materiale de construcție. Și atunci, de ce ajungem să avem apartamente la același preț? De exemplu, apartamente într-un complex locativ sau într-un bloc locativ relativ nou, care a fost construit cu prețul actual al acestor materiale de construcție? Și de ce apartamentele în zonele care au fost deja construite, nu știu, 5-10 ani, au același preț? Pentru că este mecanismul pieței și aici pot să vă aduc un exemplu foarte frumos. Dacă aveați, depinde acest preț de doar costuri, înseamnă că un apartament care l-a primit cadou de la părinți sau care l-ați primit moștenire de la bunică, trebuie să-l evaluăm într-un leu sau în 0 lei. Deci totul depinde de, nu de cât. Bineînțeles, da, când construim un apartament nou, este un calcul contabil și noi nu putem să-l scoatem în piață când vorbim despre dezvoltatori. Ei foarte bine își calculează acest sine cost și o normă normală de profit și atunci apar aceste apartamente în piață cu un preț care este calculat din sine cost. Bineînțeles, imediat piața reacționează și altă ofertă care este în piață, un apartament care cineva l-a primit cadou de la bunica, da? Și care pe dânsul costă 0 lei, dar el are 45 de metri pătrați, spre exemplu, are o cameră și așa mai departe, imediat acea persoană se uită după cât costă în piață ceva asemănător și imediat listează la același preț pe piață. Deci piața dictează absolut tot ce este acum. Prețul apartamentelor și apartamentelor, da, în funcție corect. De zonă și de, da. Evident, lucru da. Complex locativ, de posibilități și confortul care îl oferă. Astea care le-ați enumerat dumneavoastră acum, foarte mult influențează prețurile, de aceea noi avem acest decalaj între, haideți să spunem astăzi, între 750 și 1300 de euro per metru pătrat, foarte mult depinde de zonă. Vorbim de Chișinău în acest Vorbim caz. Acum doar de Chișinău și suburbiile Chișinăului, da. Mult depinde de zonă. Deci dacă este, bineînțeles, că dacă este Chișinău, dacă este centrul Chișinăului, sunt la moment, avem prețuri chiar și de 2800 de euro metru pătrat în blocuri deja construite, de centru, în zone de centru, da. Sau dacă vorbim de suburbii, sunt oferte aproximativ, așa vorbim, 750-800 de euro metru pătrat, astea sunt minimale și foarte mult depinde de în ce stare este acum apartament. Deci dacă vorbim de un apartament care este deja construit și care poate fi dat în exploatare sau poate fi servit pentru o familie tânără care să locuiască acolo, este un preț. Și dacă vorbim despre un apartament care va fi
dat în exploatare într-un an sau în 2 ani maximum, este alt preț. Astea sunt cele mai avantajoase și cele mai interesante. Acum, că tot vorbeam de Chișinău, vreau să rămânem chiar la, și la această etapă, fiindcă ați atins subiectul, și vreau să discutăm despre prețul apartamentelor în faza de construcție a blocului locativ. Este mult mai ieftin. Este sigur să investim în astfel de apartamente sau nu? Pentru că, până la urmă, ne putem alege și sunt cazuri reale când oamenii au investit într-un imobil, dar s-au ales cu decepții și dezamăgiri. Cunoaștem așa cazuri. Din toată experiența care o am, aproape 20 de ani în imobiliare, am chiar și cunosc firmele acestea care erau firme fantome. S-a modificat brusc legislația Republicii Moldova. Deja avem condiții când nu mai poate dezvolta un dezvoltator imobiliar, nu mai poate vinde din contracte de careva promisiuni. Deci sunt doar contracte de vânzare-cumpărare, toate sunt plătate la notar, la cadastru și așa mai departe. Deci este protejat foarte mult cumpărătorul la moment, dar oricum e mai bine să consultați un agent imobiliar, pentru că noi suntem în acea piață și noi cunoaștem foarte bine cine, cum construiește, când se dă în exploatare, cine are careva, poate, întârzieri sau cine respectă termenii. Noi cunoaștem absolut toți dezvoltatorii și noi cunoaștem cu cine este sigur să investim dacă vorbim de investiții. De ce vorbim de investiții? Pentru că e mult mai interesant de investit la prima etapă, când prețurile sunt mai mici. Prețurile sunt mai mici, chiar dacă dezvoltatorul poate să-și permite toată construcția fără acest cash flow, fără banii care vin de la cumpărători, doar pentru această fază că dacă sunt cumpărători în piață, de ce nu, de ce să nu procure anume în această casă sau în acest complex și le procură cu un preț mult mai atractiv, mult mai avantajos. Acum, vorbeam și de faptul că în faza de construcție putem apela la un agent imobiliar. Este totuși o metodă sigură să apelăm la acel agent imobiliar ca până la urmă să nu ne trezim? Adică mă refeream și la faptul că agentul imobiliar uneori poate fi părtinitor cu o anumită companie de construcții sau nu. Bine, vrem să aflăm doar aspectul ăsta, că da, e pur o întrebare pentru toată lumea, de interes public. Da, 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 e foarte bună întrebare și haideți să ne punem în locul acelui cumpărător care, când vine la un dezvoltator direct și la, vorbește cu cei care reprezintă dezvoltator imobiliar, băieții cei care lucrează în oficiul dezvoltatorului imobiliar nu-i pot propune altceva decât doar acest obiect unde lucrează și nu pot promova alte obiecte din piață. Când vă adresați la un agent imobiliar, agentul imobiliar știe absolut toate oferte care sunt în piață. Mai mult ca atât, de obicei, agentul imobiliar vă propune, și așa învață cartea, că trebuie să vă propună cel puțin 3 oferte. Și pentru agent imobiliar, sincer, e foarte interesant ca dumneavoastră să rămâneți mulțumit și să cumpărați cea mai bună din cele oferte care sunt, pentru că oricum el este răsplătit din comision care îl primește de la dezvoltator, dar dumneavoastră după asta îl recomandați la prieteni, la rude și așa mai departe. Și dacă rămâneți mulțumit, bineînțeles că vin recomandările. Un agent imobiliar bun are clienți doar din recomandări. Și de poate ce face și o carieră de succes în acest domeniu. Da, da, corect. Am înțeles. Acum vreau să ne referim un pic și la alte zone ale Republicii Moldova. De exemplu, Bălțul, toată lumea o cataloghează acest oraș ca și a doua capitală a Republicii Moldova. Acolo apartamentele sunt mai ieftine. De ce? Sincer vă spun, lucrăm doar în Chișinău, dar eu sunt din Orhei, eu sunt baștinaș, eu sunt din orașul Orhei și cunosc complexele care se construiesc în Orhei. Noi nu lucrăm cu alte zone a Moldovei, dar pot să vă spun așa un lucru. Foarte bună întrebare. Materiale de construcție, manopera, da, sunt la același impozitele, preț, absolut toate sunt la același preț. Mai mult ca atât, mai avem costuri de transport, pentru că noi știm foarte bine că toate depozitele, toate sunt în Chișinău plasate. În mare parte. În mare, da, parte, și mai mult, e, uneori e mult mai greu să găsim noi muncitori undeva la 100-150 de kilometri din Chișinău decât să-i găsim în Chișinău. Câteodată ne costă chiar și mai scump construcția în afara orașului. Prețul însă este mai mic. De ce? Bună întrebare și răspunsul este foarte simplu, este acel de la care am început. Piața. Deci piața dictează. Sinecostul poate să fie, presupunem,
X, da? Și dacă piața dictează că el nu poate fi mai mare decât X plus nu știu cât, el nu poate fi mai mare. Cu cât de tare n-ar vrea acest dezvoltator să le vindă mai scump. Mai mult ca atât. Sunt proiecte tipice care sunt construite și în Chișinău și, spre exemplu, în alt oraș, și în alt oraș sunt mult mai ieftine. Iarăși, piața dictează așa preț și tu poți să-l listezi la același preț cum e în Chișinău, dar cu părere de rău nimeni nu s-o cumpără. Nu se va vinde și va sta acel complex nelocuit. Da, piața este la capul mesei. După, da, am înțeles. Se bate în cap în cap cererea și oferta. Și oferta? Și în acest caz, evident lucru, na, ar trebui să ținem cont de piață sau poate de faptul că ar trebui să dezvoltăm anumite zone ale Republicii Moldova în așa fel încât să fie mai mare cererea și atunci și prețul va exploda în acele zone. Foarte corect. Mai este momentul ăsta foarte important, da. Deci e mult mai important acum să dezvoltăm zonele care sunt încă, poftim, în care avem unde lucra mult, suburbiile orașului Chișinău, da? Pentru a dezvolta. Noi suntem foarte aglomerați acum în oraș, în centru. Noi avem... Din păcate, da, criză... și ne trezim, avem și o criză mică de timp și vreau să... doar ultima întrebare și... Da. Am putea să ne lărgim ca și oraș. Okay. Scurt pe doi, este mare cerere acum la prețurile actuale? Deci, haideți să spunem așa, din acel moment, ultimele 2-3 zile, de când s-a semnat acest acord că Moldova este deja candidat membru în UE, noi avem niște indicatori care îi măsurăm sunete, apeluri pe site, numărul lead-urilor intrate, numărul suneturi și așa mai departe. Noi ne-am întors la situația care a fost până la 24 februarie. Deci noi, practic, după reacția pieței, ne întoarcem la situația care a fost înainte de război. Incertitudinea care s-a creat în aceste 3 luni, bineînțeles că a oprit puțin piața, acum piața se trezește și nu trebuie să uităm că august este luna vacanței. Și foarte multe sunete le avem de psihotare de la diaspora, de la cei care vin în august și deja caută ceva să procure. Ar trebui să ne așteptăm cu da sau nu? Ar trebui să ne așteptăm că prețul ar putea să scadă cumva? Sau prețul nu contra? Scade, prețul va crește. Deci acum vă spun din start și vă dau un sfat, prețuri în august vor crește. Vă mulțumim mult! Mare cât mai mulți clienți fideli și respectiv imobile de calitate. Mulțumesc mult!